Taximetriștii au renunțat pentru câteva clipe să protesteze pentru a marca ziua de 8 martie. Taximetriștii au coborât din mașini și au oferit în dar o floare femeilor. Este ziua femeilor care au luptat pentru drepturile femeilor de astăzi, drepturi care sper foarte mult ca oamenii să le înțeleagă și să le mențină, să le respectăm între noi. Și bărbații fac parte din viața femeilor și sunt esențiali în a crea frumosul. Noi sperăm, cel puțin eu sper că n-am luptat degeaba și să respectăm memoria lor și a femeilor, a mamelor care dau viață. Timișorencele care au ieșit în calea taximetriștilor nu au primit doar o floare, ci și cuvinte frumoase. Taximetriștilor din Timișoara, vă dorim o primăvară frumoasă. Mulțumesc. Și o martie fericit la mulți ani. Să rămână. Mulțumesc. Să rămână. Deși taximetriștii protestează de mai bine de o săptămână împotriva firmelor de ride-sharing, astăzi au celebrat femeia.